Ultima ctitoria domitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, Biserica Ortodoxă Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Reuseni și-a prăznuit hramul pe 29 august în prezența numeroși credincioși și a unui sobor impresionant de preoți. Binecredinciosul popor ortodox român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și armata cei viitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Răspunsurile liturgice au fost date de corurile bisericești din Udești și Bosanci. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este, potrivit învățăturilor ortodoxe, zi de post negru. În această zi nu se consumă niciun aliment ce amintește de forma capului în cinstea Sfântului prăznuit de creștini ortodoxi pe data de 29 august. Reate că în acest an ne bucurăm căci și comunitatea a înțeles că este nevoie și de sprijinul lor. Nădăjduim că biserica totuși începe să-și reintre în valoarea pe care a pierdut-o, dar datorită lucrărilor de restaurare, vedem că în ultima vreme a început să fie mult mai mult vizitată, mult mai mult căutată și ne bucurăm de acest lucru. În jurul acestei biserici este o țesută, o legendă care probabil conține și adevăr istoric? Se pare că da, că toate legendele au și o semânță de adevăr și este cunoscut fapt că în ultima vreme se vorbește mult și de acea bisericuță de la Mănăstioara, care după ce tatăl voivodul Ștefan cel Mare a fost ucis aici la Reuseni, el, fiind tânăr, a fugit, s-a ascuns în acel copac din care se spune că s-a făcut biserica. Poate nu este chiar biserica făcută în acel copac, dar urmele vorbesc despre acest lucru și iată, împreună încearcă amândouă, de fapt, bisericii să ridice, să țină una pe una, să se sprijine, să se ajute. La slujba a participat și o delegație din partea primăriei comunei Udești, în frunte cu primarul Cristea Ostrovan. M-am gândit că dacă pot să ajut comunitatea din Reuseni pentru a aduce niște bani pentru continuarea lucrărilor, n-ar fi o sumă mare și eu m-am angajat că voi rezolva până la sfârșit ca să aducem cele 2 miliarde, 3 miliarde cât va fi până în finalizarea lucrărilor. Cu gândul că vom rezolva și problema Mănăstioarei și să facem un calendar de asta turistic în legătură cu intrarea de la biserica monument al lui Ștefan, deci cum se denumește acum tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul, să o încadrăm și noi în circuitul turistic al localității. Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este un monument istoric, este ctitorită de domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt între anii 1503-1504, fiind ultima ctitorie ștefaniană. Biserica a fost zidită pe locul în care, la data de 15 octombrie 1451, a fost tăiat capul domnitorului Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de către Petru al III-lea Aron. Rămășițele lui Bogdan al II-lea au fost descoperite în satul vecin Securiceni, la aproximativ 10 km de Reuseni și au fost reînfumate în biserica din Reuseni, la porunca domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.